Un accident grav a avut loc pe DN1 la ieșirea din București. O persoană și-a pierdut viața, iar alte două, printre care și un copil, au fost rănite, după ce autoturismele în care se aflau s-au lovit frontal. Un tânăr a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. A lovit frontal un autoturism care circula regulamentar, în care se afla o tânără mamă și copila ei. În urma impactului violent, femeia a decedat pe loc și a rămas încarcerată între fiarele contorsionate. Echipajul de descarcerare s-a chinuit 10 de minute să o scoată pe șoferiță, dar medicii sosiți la fața locului nu au reușit să o readucă la viață. Copila, care se afla pe bancheta din spate, și șoferul vinovat de producerea accidentului au ajuns și ei în grija medicilor cu răni ușoare. Traficul în zona a fost paralizat timp de câteva ore.